Salut! Bine ați revenit pe cel.ro! Numele meu este Gino, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Samsung Galaxy J3 2017. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum a venit momentul să despachetăm telefonul Samsung Galaxy J3 2017. Experiența de unboxing este una simplistă. Cum ce deschidem cutia, suntem întâmpinați de telefon. Telefon ce la prima vedere arată foarte bine, este învenit într-o folie de protecție și pentru moment îl vom pune deoparte și haideți să vedem ce alte lucruri ne-au mai inclus cei de la Samsung. Avem cheița pentru sertarul cartelei SIM și al cardului microSD, de asemenea tot aici se află și documentația telefonului, precum și încărcătorul și cablul de încărcare și de transfer date microUSB. Telefonul este unul compact, ce pe partea din spate are camera foto principală cu un senzor de 13 megapixeli cu deschidere de f1.9. Tot aici mai avem și blitzul LED, precum și brandingul Samsung. Întoarcem telefonul și pe partea din față, în zona superioară, avem camera foto secundară cu un senzor de 5 megapixeli și deschidere de f2.2. Tot aici se află earpiece-ul, senzorii, precum și blitzul LED frontal. Ecranul măsoară 5 inch în diagonală și vine cu un panel PLC cu o rezoluție de 1280 cu 720 de pixeli. Sub ecran avem butoanele pentru navigație, iar pe partea lateral dreaptă avem butonul on-off, precum și difuzorul ce este poziționat cel puțin interesant. Pe partea lateral stângă avem cele două butoane distincte pentru volum, sertarul cartelei SIM și al cardului microSD. De asemenea, în partea inferioară avem portul jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor, microfonul principal, precum și portul microUSB pentru încărcare și transfer date. Telefonul rulează sistemul de operare Android 7.0 Nougat, sistem de operare ce vine la pachet cu interfața personalizată a celor de la Samsung, interfață prin care putem naviga cu ușurință datorită optimizărilor aduse de aceștia. În zona superioară avem comenzile rapide împreună cu notificările, iar în zona inferioară avem sertarul cu aplicații. Telefonul vine cu câteva aplicații de la Samsung preinstalate și acum a venit momentul să trecem la testele sintetice, unde în testul sintetic AnTuTu telefonul a reușit să scoată scorul de 43.850 de puncte, iar în testul Geekbench 4, de asemenea, telefonul s-a descurcat binișor și în testul single core a reușit să scoată 632 de puncte, iar în testul multicore 1857 de puncte. Iar la capitolul fotografie, telefonul se descurcă destul de bine, oferind imagini clare, cu un contrast bun și culori saturate. Iar camera foto frontală, ce vine și cu un blitz LED ce se află pe partea din fața telefonului, se adresează în special celor pasionați de selfie, oferindu-le posibilitatea să facă pozele favorite chiar și în condiții de lumină scăzută. Samsung Galaxy J3 2017 rulează pe un chipset Exynos 7570, ce vine la pachet cu un procesor quad-core ce urcă în frecvență până la 1,4 GHz. Ca acceleator grafic avem un Mali T720 MP2 și 2 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 16 GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB pe slotul dedicat. Iar la capitolul autonomie, telefonul stă destul de bine, în ciuda faptului că vine cu o baterie de doar 2400 de mAh, dar datorită optimizărilor celor de la Samsung, această baterie oferă o zi de utilizare normală, fără niciun fel de probleme. În concluzie, modelul J3 2017 este un entry-level accesibil ce oferă un finisaj de calitate, performanțe decente și o experiență bună de fotografie. Acestea fiind spuse, noi ne vom opri aici cu acest review. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!